Cum a fost? Cred că a fost foarte bine. Nu, eu zic, cred în sensul că sper că ați văzut asta, pentru că a fost extraordinar. M-am simțit foarte bine. Au venit foarte multă lume și le mulțumesc tuturor pentru că au venit. Deși vremea n-a fost cea mai bună, dar ai văzut că n-am luat când am cântat eu. Este un lucru extraordinar. Mulțumesc tare mult pentru invitații celor care m-au adus fața publicului. A fost extraordinar. Deși puțin răcită, puțin cam mult răcită, de 3 zile ce să ocup pe picioare să pot cânta, a fost extraordinar. Uite că m-a ajutat, poate și energia oamenilor care au venit să mă vadă, să duc la bun sfârșit și a sunat extraordinar. Am cântat bine, zic eu, adică la pe cât sunt de răcită, a fost extraordinar. M-am simțit foarte bine și le mulțumesc. Ai mai fost și vreodată la Sfântul Gheorghe? Nu știu să fi fost acum de recent, cel puțin de când cânt cu trupă, nu. Așa că a fost o ocazie specială să le arătăm oamenilor care au venit să le vadă, să le asculte. Când noi suntem într-o formulă nouă, cântăm cu trupă, pe totul alt, e, se poate face altceva și ne bucurăm că cântăm cu trupă. Nu cred că se pune problema și dacă ar fi tot o familie, chiar ar fi absurd să fiu geloasă pe soțul meu, mai ales că e de persoană. La ce voce are? Da, la ce voce are, zice el, dar e absolut normal să aibă un public al lui pentru că are o emisiune, una dintre cele mai bune emisiuni. E normal ca toată lumea să-l cunoască și să dorească să facă poze cu el. Iar pentru mine, ca soție, nu pot să fie mai frumos, nu? Să-l iubească toți pe soțul meu, așa că n-am de ce să fiu invidioasă. Ne spui o urare de, pentru locuitorii orașului? Le mulțumesc că au venit la concert. Că îi urez să asculte muzică bună, de calitate. Și atunci când se mai cer artiști pentru concert, să spună Andra, că eu voi veni cu cel mai mare drag. Să avem parte de sănătate, atât noi cât și ei, pentru că asta e cea mai importantă. Dacă suntem sănătoși, avem și chef de petrecere și de concerte. Cum te-ai simțit la Sfântul Gheorghe? M-am simțit extraordinar, a fost foarte frumos. Dar nu este mai revin? Cu cel mai mare drag, dar nu depinde de noi, depinde de program și de faptul cu cât de organizatori să ne invite, iar noi venim cu cel mai mare drag. Așa că aviz organizatorilor, chemați-ne că noi suntem aici. Mulțumesc! Mulțumesc!